că și ce alt sens poate avea sacrificiul lui Isaac. Acea oră tristă, dar binecuvântată, când Avram va fi trebuit să și-a -și rămas bun de la tot ce a iubit, când încă o dată își va fi ridicat la privire, când înfățișarea sa va fi strălucit asemenea chipului divin, când își va fi adunat sufletul într-o singură binecuvântare, îndeajuns de intensă ca să-l blagoslovească pe Isaac pentru tot restul zilelor, vai, acea vreme nu va va să mai vină. Căci își va lua rămas bun de la Isaac, dar în așa fel încât el va rămâne din coace. Moartea îi va separa, dar Isaac va fi fost prada ei. Bătrânul nu se va mai bucura la sfârșitul zilelor sale, binecuvântându-l pe Isaac cu propriile mâini, ci se va goli de viață vărsându-și cruzimea asupra fiului. Și totuși Dumnezeu, era, totuși Dumnezeu era acela care îl punea la încercare. Vai acelui mesager care i-a adus lui Avram asemenea vești. Cine va fi îndrăznit să fie purtătorul unei tristețe ca acestea? Dar Dumnezeu era cel care îl punea la încercare pe Avram. Și cu toate acestea, Avram a crezut și a crezut pentru această viață. Dar. Dacă credința s-ar fi referit la o viață viitoare, atunci el s-ar fi descotorisit de toate precipitându-se în afara acestei lumi, căreia oricum nu-i aparținea. Dar credința lui Avram nu era de acest fel, indiferent dacă ea există sau nu, căci în realitate aceasta nu înseamnă credință, ci posibilitatea ei cea mai îndepărtată, care doar își întrezărește obiectul însă de acest obiect o desparte un abis fără fund, din al cărui măruntăie disperarea își conduce jocul. Dar Avraam a crezut tocmai at, anume că va îmbătrâni în ținutul acesta, venerat de popor, binecuvântat în neamul său, amintit veșnic prin Isaac, ființa cea mai dragă a vieții sale, pe care a înconjurat-o cu o dragoste față de care afirmația că tatăl și-a îndeplinit cu devotament datoria de a-și iubi fiul, așa cum e aceasta exprimată prin cuvintele poruncii, fiul pe care îl iubești, s-ar dovedi insuficient. Iacob avea 12 fii și numai pe unul l-a iubit. Avram avea doar unul, acela pe care l-a iubit mai presus de orice. Avram a crezut și nu s-a îndoit. El a crezut în absurd. Dacă s-ar fi îndoit, ar fi săvârșit altceva, ceva măreț și glorios. Oare ce altceva decât ce e măreț și glorios ar fi putut înfăptui el? Ar fi urcat muntele Moria, ar fi despicat lemnele, ar fi aprins rugul, ar fi tras cuțitul și ar fi strigat către Dumnezeu. Nu disprețui, nu disprețuie acest sacrificiu. Nu e ceea ce am mai bun, știu bine. Ce înseamnă totuși un biet bătrân față de copilul promisiunii. Dar mai mult de atât nu-ți pot oferi fă în așa fel încât Isaac să nu prindă niciodată de veste și să se poată consola cu tinerețea sa. După care și-ar fi înfipt pumnalul în piept. Ar fi fost admirat în lume, iar numele său n-ar fi fost dat uitării. Dar una este să fie admirat și alta să fie steaua călăuzitoare, care îl salvează pe cel aflat în angoasă. Dar Avram a crezut. El nu s-a rugat pentru sine, sperând să-l înduieșeze pe Dumnezeu, și numai după ce a fost hotărâtă pedeapsa dreaptă asupra Sodomii și Gomorii, a început el să se roage. Citim în acele sfinte scrieri. După acestea, Dumnezeu a încercat pe Avram și i-a zis, Avrame, Avrame, iar el a răspuns, Iată-mă, cel spre care se îndreaptă cuvântul meu și cu tine s-a întâmplat așa? Când ai fi văzut în zare apropierea povarnicei fatalități nu le-ai fi spus tu munților că des peste mine și dealurilor acoperiți-mă? Sau chiar dacă ai fi mai puternic, nu s-ar mișca oare picioarele tale mai încet, dorind totuși să ia pe vechile urme? Când ai fi chemat, ai răspunde cu tărie sau ai vorbi cu o voce scăzută în șoaptă? Nu aceasta e situația lui Avram? Bucuros, neînfricat, plin de încredere și cu glas răspicat, el a răspuns. Iată-mă! Citim mai departe. Sculându-se deci Avram dis de dimineață. S-a grăbit ca și cum ar fi fost vorba de o sărbătoare și a ajuns de vreme la locul stabilit, pe muntele Moria. N-a spus nimic nici Sarei, nici lui Eliezer. În fond, cine l-ar fi înțeles? Oare nu instituise tentația însăși prin chiar natura sa făgăduia la tăcerii asupra lui Avram? A tăiat lemnele, a ridicat acolo jerfelnic, a legat pe Isaac și a luat cuțitul. Ascultătorul meu, a existat mulți tați care au crezut că odată cu fiul lor vor pierde ce au mai drag pe lume, că li se va răpi cea de pe urmă speranță în viitor. Și totuși niciunul nu a avut copilul promisiunii, așa cum era Isaac pentru Avram. Au existat mulți tați care și-au pierdut copiii, dar în cazul lor a fost voința divină, atotputernică, neschimbătoare și tondabilă mâna sa a fost cea care i-a luat. Nu și la Avram. Lui era rezervată o încercare mai grea, iar soarta lui Isaac era, prin acel cuțit, în mâinile lui Avram. Și iată l -a ajuns acolo un bătrân la oaltă cu unica sa speranță. Dar nu s-a îndoit, n-a privit anxios în stânga și în dreapta, n-a mișcat cerul cu rugile sale. Știa că Dumnezeu a tot puternicul încerca și că nu există un sacrificiu mai greu care ar putea fi cerut. Dar mai știa că niciun sacrificiu nu era așa de greu atâta timp cât Dumnezeu îl pretindea și a luat cuțitul. Cine a întărit brațul lui Avram? Cine i-a ținut ridicată mâna dreaptă ca să nu cadă neputincioasă? Cel care vede asta paralizează. Cine a întărit sufletul lui Avram pentru ca ochii să nu-i se întunece și să nu zărească nici pe Isaac, nici Berbecul? Cel care vede asta orbește. Și totuși, oricât de rari sunt cei care paralizează și orbesc, încă și mai rari sunt aceia care relatează fidel ce s-a întâmplat atunci. Știm asta cu toții. Era doar o ordalie. Dacă pe muntele Moria, Avram s-ar fi îndoit în vreun fel, dacă ar fi privit cu o în jurul său, dacă înainte de a scoate cuțitul ar fi descoperit de întâmplare berbecul, iar domnul ar fi lăsat să sacrifice în locul lui Isaac, atunci s-ar fi întors acasă, totul ar fi rămas neschimbat. O avea pe Sara, al păstra pe Isaac și totuși cât de diferită ar, fi, cât de diferită ar fi fost situație. Căci întoarcerea sa ar fi fost un zbor, salvarea sa un accident, răsplata sau o rușine, iar viitorul său pe semne pieirea sa. N-ar mai fi fost atunci nici maturul credinței sale și nici al grației divine, ci ar fi depus mărturie pentru spaima urcușului pe muntele Morir. Nici Avram și nici muntele Moria n-ar fi fost dat uitării. Aceasta de pe urmă n-ar mai fi pomenit ca Ararat, locul în care arca s-a oprit, ci s-ar fi vorbit despre el cu groază căci în acest loc s-ar fi îndoit Avram. Venerabile părinte Avram, când te-ai întors acasă de pe muntele Moria, n-ai avut nevoie de niciun panegiric care să-ți consoleze pierderea. Căci tu ai câștigat totul și l-ai păstrat pe Isaac, nu e așa? Domnul nu ți l-a mai luat niciodată, iar tu l-ai avut bucuros la masa cortului său de atunci și până în vecii vecilor. Venerabile părinte Avram, Mii de ani au trecut de la vremurile acelea, dar tu n-ai nevoie de viit tardiv care să smulgă amintirea din cruzimea uitării. Pentru că orice idiom își amintește de tine. Și totuși, tu îți răsplătești iubitul mai glorios decât oricine. Îl binecuvântezi de atunci încoace la sânul tău, îi captivezi privirea și inima prin minunea faptului tale. Venerabile, părinte Avraam, al doilea părinte al neamului omenesc. Tu care ai simțit primul și ai fost maturul acelei pasiuni imense ce disprețuiește lupta înfricoșătoare cu furia elementelor și puterile creației pentru a se confrunta cu Dumnezeu. Tu care ai cunoscut primul acea patimă supremă, expresia sfântă, pură și umilă a nebuniei divine, admirată odinioară de păgâni, iartă-l pe cel care, voind să-ți aducă laudă, nu face cum se cuvine. El a vorbit smerit, conform cu dorința inimii sale. El a vorbit concis, pe potriva sa, dar nu va uita în niciun moment că ai avut nevoie de 100 de ani ca să capeți coale împotriva oricărei așteptări. Că a trebuit să scoți cuțitul înainte de a-l păstra pe Isaac. El nu va uita niciodată că în 130 de ani tu nu ai depășit credința.